Primele emoții au venit pe un contraatac al oaspeților, rezolvat însă de ieșirea lui Pantilimon. Săpunaru a trimis tare în plasa laterală înainte de cea mai clară ocazie a tricolorilor. Portarul Bozovici a respins șutul lui Florin Andone la mijlocul primei reprize. În partea secundă, Stanciu i-a amenințat și el pe Muntenegren din lovitura liberă, dar portarul Bozovici a plonjat și a scos în corner. Apoi Moții a prelungit după un corner, dar Stanciu și Big Falvi n-au ajuns la minge, iar ultimul a fost schimbat imediat cu Adi Popa. Mutarea noului selecționer a dat roade și mijlocașul Stelei a deschis scorul din pasa lui Stanciu la 9 minute de la intrarea pe teren. 2 minute a durat avantajul tricolorilor. Jovietić a egalat în urma unei faze fixe. S-au dictat 5 minute de prelungiri, iar în ultimul România a obținut o lovitură de la 11 metri. După un fault foarte dur al lui Vukcevic asupra lui Keșeru, și el intrat pe final. Stanciu a șutat însă peste poartă, iar scorul final a fost 1-1 și Danemarca rămâne lider solitar în grupa E a preliminariilor campionatului mondial 2018, urmată de Kazakhstan, Polonia, Muntenegru și România, toate au un singur punct. Ultima este Armenia, care a pierdut cu danezii 0-1.